meditație în această dimineață care s-a întârziat un pic spre amiază, aș vrea să, să aibă de-a face cu viața noastră, cu gândirea noastră, cu viața de biserică, cu modul în care ne raportăm la Dumnezeu. S-a cântat atât de frumos despre iubirea lui Isus, despre faptul că îl iubim pe Isus, însă de multe ori, poate nu ne mai luăm timp să vedem ce înseamnă lucrul acesta, și de aceea am intitulat uh, predica din uh, această zi de Sâmbătă: Hristos, prieten sau dușman? Și bineînțeles că mulți dintre noi, din reflex, o să sărim și o să zicem cum adică să fie Hristos dușmanul meu. Însă o să vedem că nuanțele sunt mult mai sensibile în ceea ce privește prietenia și dușmania. Și nu prea seamănă cu acelea cu care suntem noi obișnuiți și familiarizați, mai ales în, în ultima vreme. Aș vrea să pornesc pentru început de la câteva gânduri, câteva lucruri pe care le scrie într-un mod admirabil și fascinant marele scriitor rus, Feodor Dostoevski, romanul său, Frații Karamazov, are o parabolă, parabola Marelui Închizitor. Și acolo, Ivan, unul dintre personaje, povestește lui Alioșa această, această parabolă și aș vrea să vă citesc câteva lucruri de la care să pornim în, în discuția noastră să vedem dacă nu călcăm pe aceleași urme și nu urmăm exact același scenariu pe care el îl descrie aici vis-a-vis -vis de regimurile totalitare. Bineînțeles, în personaj este închizitorul și biserica. Însă, de aici poți să mergi la absolut orice sistem care urmează același curs. Nu întâmplător, acest scriitor a fost tradus în 170 de limbi. Și nu întâmplător, a fost arestat, dus în fața Plutonului de execuție, și a scăpat în ultimă fază cu un ordin care a venit foarte repede și a zis nu aici, du-l în Siberia. Deportează-l și după ani grei de temniță în Siberia a fost eliberat. Da? Omul acesta, care este un geniu clar al literaturii, povestește în această parabolă a Marelui Închizitor următoarele. Este ceea ce spune Marele Închizitor în care imaginar Iisus Hristos vine în timpul Închiziției Spaniole. Și acum Inchiziția îi intentează un proces lui Hristos în care El este judecat. Și în scenariul acesta aș vrea să fiți foarte atenți dacă nu cumva călcăm pe aceleași urme. Lucrarea lui Hristos, îi spune Marele Închizitor acestuia, este contrară viziunii bisericii. Foarte interesant. Rezistând ispitelor întinse de satana, Hristos a introdus în lume ideea libertății credinței a liberei voinței. El a judecat totuși greșit natura umană. Umanitatea îi atrage atenția Marele Inchizitor, nu poate fi nici când liberă, întrucât este slabă, vicioasă, lipsită de valoare și răzvrătită. Liberul arbitru este distrugător, o povară imposibil de purtat de către omenire. Ai luat, se vede, spune el, că omul preferă ai uitat, se vede, spune el, că omul preferă liniștea și chiar moartea în locul libertății de a alege între bine și rău. Îi reproșează Marele Închizitor lui Hristos. Fiindcă, conchide el, nu există nimic mai ademenitor pentru el decât libertatea conștiinței. Dar în același timp nu există ceva mai cumplit. Prin dăruirea către oameni a libertății de a alege, Hristos a exclus majoritatea umanității de la mântuire și a condamnat-o la suferință. Era cu mult mai bine, susține marile închizitor, dacă Hristos ar fi dat oamenilor siguranță și nu libertate. Cei prea slabi pentru a-l urma pe Hristos pot fi hărăziți iadului, dar cel puțin ar fi găsit în acest fel de fericire și siguranță pe pământ, în loc să fie siliți să poartă povara imposibilă a libertății morale. Biserica, fiți atenți, a corectat lucrarea ta, îi spune Marele Închizitor lui Hristos, luând de la oameni libertatea de a alege și înlocuind-o cu siguranță, înrădăcinând viața umană nu în libertate, ci în miracol, taină și autoritate extraordinar, profet, profet. L-aș spune între canonici. Pentru că surprinde atât de bine mecanismele prin care funcționează orice instituție și orice entitate care luptă împotriva lui Hristos. Și de aici aș vrea să ramific puțin. Pentru că aici este vorba despre uh, o instituție care clar a luptat împotriva Lui Hristos și noi imediat, gata, începem să acuzăm pe frații catolici și n-aș vrea să înțelegeți că prin citarea aceasta eu lovesc într-o anumită biserică. Nu! Pentru că există și alte variante de a lupta împotriva Lui Hristos. Asta este varianta fățișă, în care marele închizitor are meritul și aprecierea mea pentru că recunoaște lucrul ăsta. Mă, noi am hotărât să facem așa, să te corectăm și își asumă. Însă, de-a lungul timpului, creștinii, creștinii și în creștinism s-au creat variante a lui Hristos și în, în două mari categorii: varianta fariseică și varianta liberală, care la fel luptă împotriva lui Hristos. Poate mai eficient decât închiziția. Pentru că omul stă liniștit și zice: Oh, sunt prietenul lui Hristos. Și în varianta aceasta fariseică, o să întâlniți tot felul de mesaje și pe internet. Uh, unii predicatori se bagă în patul tău, îți spun și cum să faci dragoste cu nevasta, se pun pe masa ta și îți spun și ce să bei și ce să nu bei, să nu te rogi la masă dacă ai carne, păia, cafea sau eu știu ce sucuri care sunt nesănătoase și întâlniți tot felul de mesaje din astea care au o aură de sfințenie și prin care vor să spună cât de bun să fii tu și cât de sfânt și cum să fii. Chiar îmi vine în minte acum unul dintre ei, era un pic mai gordit, așa mai rotunjor și vorbea foarte vehement împotriva mersului la sală. Că de ce să mești acolo la sală, ce să vezi tu femeile alea îmbrăcate sumar, așa și mulat, și să -mi spună mie care n-a păcătuit uitându-se la femeile alea, aducându-se la sală. Și chiar el avea nevoie de mers la sală, că era destul de plinuț așa. Era atâta de vehement în a, în a judeca pe ceilalți. Și mi-a venit în minte un text din TIT, că pentru cei curați totul este curat, dar pentru cei necurați totul este necurat, pentru că până și mintea și cugetul le sunt spurcate. Da? Poți să păcătuiești oriunde și să crești scenarii în mintea ta, dacă mintea ta este stricată. Și poți să rămâi curat înaintea lui Dumnezeu, oriunde, pentru că tu ai mintea și inima curate înaintea lui Dumnezeu. Asta e varianta fariseică. Dar este și varianta asta liberală, în care totul este permis, nu mai există nimic, nicio preliște și Isus a devenit așa și Dumnezeu au devenit un fel de bunicuți cu barbă lungă, atât de buni și atât de zaharisiți, încât nu mai există nimic de condamnat acolo. Cum poți să fii prietenul lui Isus și cum poți să fii dușmanul lui? Aș vrea să deschidem în Evanghelia după Ioan ca să vorbim pe text, să nu uh, filozofăm. Uh, de la Capitolul 6 și până la capitolul 8 inclusiv este o întreagă dezbatere pe seama mai multor subiecte între Hristos, farisei, cărturari. Norodul stă spectator acolo, de cele mai multe ori șușotește, dar nu are curajul să ia cuvântul. Și în felul ăsta putem să vedem cum, cum se cristalizează aceste categorii pro și contra împotriva lui Isus Hristos. În capitolul 6 atunci când Isus a vorbit despre faptul că uh, trupul său este o mâncare și sângele său este o băutură, la propriu vorbea lucrul acesta, uh, și dacă nu mănâncă cineva trupul meu și nu bea sângele meu, cu niciun chip nu o să aibă parte de mine, nu o să vadă mântuirea. Da. Și unii s-au potignit atât de tare și spune spre sfârșitul capitolului, care este destul de lung, are 71 de versete, Versetul 60 zice că mulți din ucenicii lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis, vorbirea aceasta este prea de tot. Cine poate să o sufere? Observați că poți să fii dușmanul lui Hristos dacă nu suferi ceea ce îți transmite el prin cuvânt. A, asta e prea de tot, da? Cum adică? Nu. Nu-mi nu convine, mie nu -mi convine. Și atunci iau foarfeca, și încep să-L decupez pe Hristos așa cum îmi place mie. Nu cum este, cum îmi place mie. Și găsesc o explicație, găsesc o, o, eu știu, un comentariu care să-mi satisfacă ideea mea sau să vină în suportul ei. Și atunci îmi confecționez un Hristos exact cum îmi place mie, croit după chipul și asemănarea mea. Au plecat. Și spune cuvântul că mulți din ucenicii lui au plecat. Și au mai rămas 12. Și am zice, mai gata, s-a făcut trierea, au rămas doar ăia credincioși. Și după ce au plecat, spune versetul 67 că atunci Isus a zis celor 12 voi nu vreți să vă duceți cu alte cuvinte, Noi credem că Dumnezeu ține cu forța așa să ne țină lângă El și hai, dragul meu, da, hai, pocăiește, da, într-adevăr ne iubește. Dar ne respectă libertatea de alegere și dacă vrei să te duci, du-te. Dar să nu ai iluzia că poți să stai lângă mine și să o scalzi ca să mă păcălești pe mine. Dacă vrei să te duci, du -te. Dar nu te înșela că tu faci voia mea, că ești prietenul meu. Și le spune celor 12, voi nu vreți să vă duceți, eu nu vă oblig să stați lângă mine. Și mai spune, Doamne, a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul Sfântului Dumnezeu. Și versetul 70, Iisus le-a răspuns, nu v-am ales eu pe voi cei 12. Și totuși, unul dintre voi nu zice că are. Fiți atenți! Ce scrie? Unul dintre voi este un drac. Dacă o ziceam eu, putea să mă împușcați, dar o zice Hristos. De multe ori stăm și ne tot uh, rugăm și sperăm și suferim. Bă, dar cum mă, nu, nu, nu și limba asta? Și tot așa, tot pășleaurile alea. Păi, dacă este... Și Pavel îi spunea unul, ești fiul dracului. Și despre unii spune Scriptura că sunt o sândiți. Ce să le faci? Ai ce să le faci? <gângh> și atunci, dacă după ce au plecat cei mai mulți, chiar vânzătorul a rămas acolo. Și totuși Iisus a tolerat, a știut că este acolo. I-a dat pace. Trei ani și jumătate. A venit, a luat cina, a participat, a făcut lucrarea misionară, s-a dus din casă în casă, mai șterpelea câte ceva când era cu punga, dar era acolo, era lângă Hristos, cum să-l bănuiești pe unul dintre apostoli, că este un drac. Chiar în preajma lui Hristos, nu? Apoi, chiar la cină, spune Hristos, că, Biblia, Evanghelistul, în momentul în care a luat bucățica, a mai intrat odată satan în el. Da? Sunt lucruri serioase poți să fii dușmanului Hristos, chiar fiind în apropierea Lui, împărtășindu-te de cele mai sfinte simboluri, taine și slujbe. Poate că am creat o retorică din asta foarte împănată cu apă de roze, că a, Domnul e bun, da, este bun, însă să nu uităm că Dumnezeu nu spune bine lui rău și răul lui bine. Mulți au plecat și au devenit dușmanii lui Hristos pentru că nu le venea la socoteală ceea ce spunea el. Apoi, în capitolul 7, iarăși surprinde foarte bine Ioan câteva aspecte legate de împotrivirea față de Hristos. Primii împotrivitori erau aia din familie. Nu credeau o boabă în el. Și acum iarăși aș vrea să demolez un mit. Că noi credem că dacă cineva este undeva și reprezintă ceva, în mod automat el este slujitorul Lui Dumnezeu. Păi dacă n-au fost, dacă n-au fost cei din familie cu Isus, dacă n-au fost dintre cei 12, toți 12 cu El, și unul a fost un drac, așa spun. Ne mai mirăm de noi. Nu? Și dacă au avut curajul acesta de față cu Hristos să fie atât de fățarnici și atât de obraznici și atât de vânzători, nu om avea noi. Și zice așa, e vorba de un praznic al corturilor, care vine, știți, după sărbătoarea ispășirii. Când era loc, avea prima dată sărbătoarea trâmbiților, după aceea sărbătoarea ispășirii, curățiri ritualice, venit la templu, rugăciuni, din alea stăruitoare, știți expresia noastră de lemn, după rugăciun stăruitoare am trecut noi la demersuri și facem ce vrem noi și punem binecuvântarea Lui Dumnezeu peste orice. Iudeii căutau să-L omoare. Ce interesant! La praznicul corturilor, când este o sărbătoare a bucuriei, da, care zicem noi, simbolizează bucuria mântuiților în împărăția lui Dumnezeu, la praznicul corturilor, iudeii aveau agenda ascunsă ca să-L omoare pe Hristos. Și praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Frații lui i-au zis, pleacă de aici și du-te în Iudea ca să vadă ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva în ascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii, îi spun ei lui Hristos. Căci nici frații lui nu credeau în el. Este o topie, dragii mei, să credeți că poți să-L urmezi pe Dumnezeu, că poți să-L slujești pe Dumnezeu și să ai numai prieteni. Ați înțeles? Deci este o topie să crezi că poți să le urmezi pe Dumnezeu și să ai doar prieteni. Cine are doar prieteni, mi-e frică de el. Era un personaj în politica franceză numit Joseph Fouché. Și a fost în timpul Revoluției franceze, a fost ministru poliției și până în vremea lui Napoleon. Ăsta îi trădea, îi trăda și îi vindea pe toți. A semnat peste 1600 de condamnări la moarte, printre care l-a trimis la moarte inclusiv pe regele Ludovic al XVI-lea. Așa știa să învârte lucrurile și să le sucească. A ajuns să spioneze pe Napoleon prin nevastă sa. Era atât de abil și atât de șmecher încât știa să întoarcă lucrurile tot timpul în favoarea lui. Întrebarea mea este. Oare în Biserica lui Dumnezeu ești omul lui Dumnezeu dacă știi să sucești lucrurile în așa fel încât să nu super pe nimeni, să fii prieten cu toți și întotdeauna să pici pe interesul tău? Eu nu cred că este mai diabolică gândire decât felul ăsta. Pentru că diavolul face la fel. Se pliază pe orice care slujește intereselor sale. Și spune Domnul Hristos, versetul 6, Vremea mea n-a sosit încă, dar vouă vremea întotdeauna vă este prielnică. De ce? Pentru că sunteți atât de cameleonici, știți să vă adaptați atât de bine și să cădeți pe orice sistem, astfel încât să-l aduceți în favoarea voastră. Însă lui Hristos nu i-a fost întotdeauna prielnică vremea. Și nu i-au fost toți prietenii. Pentru că spunând adevărul și-a făcut mulți dușmani. Așa că topiți-L pe Hristos acela care este prieten cu toți, care iubește pe toți și nu are, -are nicio problemă cu nimeni. Aruncați-I pe acei profeți care spun adevărul și sunt iubiți de toată lumea. Că nu a fost așa. Unii dintre ei au sfârșit-o rău. Și Hristos și-a făcut foarte mulți dușmani pentru că spunea adevărul. Pe voi, zice versetul 7, lumea nu vă poate urâ. Asta că e, e bun. Știe să le învârt așa pe degete și să facă pace. Dar este o pace demonică. O pace a compromisului. O pace în care nu știi ce să iei. Care e adevărul? Păi hai să discutăm. Păi ori așa, ori așa. Pe voi lumea nu vă poate urâ, pe mine mă urăște pentru că mărturisesc despre ea că lucrările ei sunt rele. Parcă nu prea mai seamănă Hristos acesta cu imaginea pe care o aveam noi, atât de frumoasă, nu? În care nu supără pe nimeni. În care nu deranjează. E atât de cu bun simț încât își cere scuze tot timpul. Era un coleg pastor, nu dau numele, care atât de suav vorbea și atât de, de încet în microfon și căuta să nu supere pe nimeni și era la o nuntă, predica. Și era la microfon și nu se auzea. Atât de spiritual era și un frate se ridică din spate și zice Frate, mai tare, că n-auzim, ești prea spiritual! Da. Pe voi lumea nu vă poate urâ, pe mine mă urăște pentru că mărturisez despre ea că lucrările ei sunt rele, zice Hristos. Și apoi, mai departe, versetele 11, 12, 13, 15, prezintă câteva categorii care vin în contact cu Hristos și fiecare se poziționează în funcție de interes, în funcție de oportunitate, în funcție de ceea ce putea să tragă de acolo sau în funcție de ceea ce putea să evite ca să nu vină într-un conflict cu hipopotamii religioși. Iudeii, zice, îl căutau în timpul praznicului și ziceau, unde este? Că ar fi vrut să pună mâna pe el, dar să nu fie multă lume de față, că așa lucrează, știți, pe la spate. Chestii, sfuri, minuni. Nu noi și împing în față, cu tare, cu tare, anumite entități, dar nu noi. Nu și asumau nimic. În caz de, păi, noi suntem oamenii Domnului, altcineva ne face treburile murdare, noi suntem imaculați. N-au intrat nici în camera în care să era judecat Hristos să nu se spurce de pași. Dar ei erau creierul, serverul acolo. Dar nu noi am făcut alții. Noroadele vorbeau mult în șoaptă despre el. Unii ziceau, este un om bun, dar nu ziceau tare. Băi, un om bun, l-am văzut noi, uite, mi-a vindecat copilul, mi-a mi înviat tata, mama. Că au fost mulți vindecați de Hristos. Și zicea un șoaptă: de ce să temeau Pentru că ăștia erau cu anatemele. Și dacă ziceai împotriva lui să te ferească, erai dat afară din sinagogă. Și ce că vorbeau un șoaptă de frica iudeilor. Și unii ziceau este un om bun, alții ziceau nu, ci duce lumea, norodul în rătăcire. Totuși, de frica iudeilor, nimeni nu vorbea de el pe față. De frica iudeilor. Nimeni nu vorbea de el pe față, nici cei bine intenționați, nici cei rău intenționați. Asta este periculos, dragii mei. Dacă am ajuns să ne fie frică să spunem adevărul în biserica lui Dumnezeu, și dacă am ajuns la nivelul acesta în care să îl condamnăm inclusiv pe Hristos prin faptele și acțiunile noastre. Mă întreb ce mai căutăm aici și care este misiunea noastră. Ce vrem să mai, să mai spunem cui? Însă oamenii aceștia erau atât de încredințați în ceea ce fac, încât s coteau că este mai bine să-L pe Hristos decât să dărâme tot castelul lor de prejudecăți și tot sistemul pe care l-au construit, pe care au pus eticheta Dumnezeu și lucrarea lui. Este dureros să știți, este dureros să constați, după ani de zile în care slujești și iubești Biserica, că, de fapt, lucrurile stau în felul acesta. Iudeii se mirau și ziceau, cum are omul acesta învățătură, că-și n-a învățat niciodată? se mirau și ziceau. Hristos a fost învățat de Dumnezeu. Hristos a fost învățat de mama lui. Hristos a fost învățat în cartea naturii. Hristos a învățat Scriptura. Și norodul, în momentul în care i-au spus că vor să-l omoare, știți ce au zis? Ai drac! Versetul 20. În momentul în care a pus punctul pe ei și a zis, uite, vreți să mă omorâți. Nu, no, nu se poate. Ai drac! Și exact asta urmăreau să fac. În ziua din urmă, versetul 37, care era ziua cea mare a praznicului, Isus a stat în picioare și a strigat... Dacă însetează cineva să vină la mine și să bea, cine crede în mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum scrie Scriptura. Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei ce vor crede în el, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit. Și această chemare a lui Isus este atât de, atât de generoasă și în același timp atât de dureroasă. Pentru că o face din toată inima lui, cu toată dragostea. Și să vedeți ce pricep oamenii de aici din chemarea lui Hristos. E cât se poate declara renunțată. Dar asta, tabloul ce urmează după această chemare a lui Hristos, arată cât de subiectivi suntem și cât de mult putem să distorsionăm mesajul lui Dumnezeu printr-o minte Stricată sau condusă de prejudecăți, de interese și chiar de prostie, de ignoranță. Și aici nu vreau să acuz pe nimeni, ci vor, doar vreau să pun în fața dumneavoastră un tablou pe care îl zugrăvește Evanghelistul Ioan. Deci, Hristos face chemarea în ultima zi a praznicului corturilor, când era bucurie mare acolo, îi cheamă la mântuire, îi cheamă să primească Duhul Sfânt. Versetul 40. Unii din Norod, când au auzit aceste cuvinte, ziceau Acesta este cu adevărat prorocul. Unii dintre ei, da, clar, este prorocul. Pe ăsta l-așteptam. Slavă Domnului! S-au deșteptat unii și au zis, în sfârșit, a venit prorocul care a fost vestit în lume. Alții ziceau, acesta este Hristosul. Slavă Domnului că l-au recunoscut, și alții ziceau, cum din Galileea are să vină Hristosul? Ăștia mm. sunt cei care le știu pe toate, pe jumătate. Da? Știm noi și știu ceva, dar completează cu elemente de folclor. N-au mai citit și alte profeții. Au citit doar unde trebuie să se nască. După aia n-au mai citit că... În ținutul lui Zabulon, Neftali, Galilea, neamurilor a venit lumina peste ei și așa mai departe Dar ei știu, ei știu și n-ai cum să-i înveți Mai ales dacă emit niște pretenții de felul acesta Nu zice Scriptura că Hristos oare să vină din sămânța lui David și din satul Betleem unde era David Da, Știau ceva, dar nu știau tot Apoi, s-a făcut deci dezbinare norod din pricina lui unii din ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el. Și acum intră, dacă zici că sunt din gloate, a, gloatele mai nemintoase așa, mai fără carte, mai neștiutoare. Hai că închizi un ochi, zici, bă, gata, e ok. Dar acum intră în scenă experții. Experți în teologie, experți în Tora, și când o spun experți, o spun pe bune. Știți cât studiază un ca să ajungă rabin? Câți ani? Dați un număr așa. 18 ani ca să ajungă rabin. n cum să ajungi rabin dacă ești tufă de Veneția și clei de manciure. Ala știe tora pe din afară. Dar pe bune o știe pe din afară. Câte rânduri, câte litere, tot din scoarță în scoarță știe tora pe din afară. Nu poți să fii învățător dacă ești ignorant și te duci acolo să dai cu presupusul. Din punct de vedere al cunoașterii, erau doxă de carte. Pe păi când au venit la Irod, acolo, imediat, au zis profețiile, citate, tot. Dar fiți atenți că și în cazul acesta, dacă intervine interesul în, între om, și cauza lui Dumnezeu strică tot. Aprozii s-au întors, deci, la preoții cei mai deseamă și la farisei. Și aceștia le-au zis: De ce nu l-ați adus? Aprozii au răspuns: Niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Adică, cum? Că nu a făcut filozofie. Curat. Adevărat. Nu cu vorbire înșelătoare. Chemare directă. Vorbire directă. Fariseii le-au răspuns. Fiți atenți, nu răspund punctual, ăsta este discursul politic. Îi pui întrebarea și el te duce pe toate cărările, câmpiile, munții, văile, râurile, apele, inundațiile, tot și la urmă nu mai știi care era întrebarea. Și stai așa uimit, nu bun, ok. Și gata, te-a băgat în ceață. Ori la Dumnezeu nu merge așa cu băgat în ceață. Ori este bine, ori este rău. Aprozii, după ce au răspuns, farisei le-au răspuns. Doar n-ați fost dus și voi în rătăcire. Dar nu spun care e rătăcirea. Ci spun direct că lucrarea lui Hristos este o rătăcire. Din direct atacă cu prejudecată. Apoi, a crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei peste argument sau prejudecat. Ați observat și acești oameni cu școală? Nu sunt ignoranți din popor, care zici bă, lasă-l în pace, are patru clase, nu-i merge mintea, nu știe să ducă un discurs de aici până acolo, o argumentație, nu. Ăștia știu. Dar știu și cum să divagheze și cum să disimuleze astfel încât să aducă totul în avantajul lor, chiar dacă urmau să facă o mare nedreptate. A crezut în el vreunul din mai mari noștri sau din farisei. Păi, ce legătură astea are asta cu stabilirea dacă are dreptate sau nu? Dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat, că ei numai de lege vorbeau acolo. Norodul acesta care nu știe legea, observați cum fac din prejudecățile și din colibele lor de argumente sau pseudo-argumente, fac adevărul lui Dumnezeu pun egal între legea lui Dumnezeu și ceea ce gândeau ei. Foarte periculos. A crezut în el vreunul din mai marii noștri sau din farisei, dar norodul acesta care nu știe legea este blestemat. Și intră în scenă Nicodim. Nicodim, care venise la Iisus noaptea și care era unul dintre ei, le-a zis Legea noastră o sândește ea pe un om înainte să-l asculte și să știe ce face? Este în drept să-l asculți pe cineva înainte să-l acuzi, să aibă posibilitatea să se apere. Și răspuns academic și teologic, de înaltă clasă. Drept răspuns ei au zis, și tu ești din Galileea, cercetează bine și vei vedea că din Galileea nu s-a ridicat niciun proroc. Tranc. Da? Vă place? Observați că poți să fii dușman al lui Hristos foarte bine poziționat în lucrarea Lui. Poți să fii și teolog, poți să fii și pastor, poți să fii absolut orice în, într-un sistem in, instituit de Dumnezeu și pervertit de oameni. Pentru că sistemul a fost instituit de Dumnezeu. Da, dacă vorbim de templu, de jertfe, de tot ceea ce era acolo, Dumnezeu a poruncit. Dar, ulterior, a fost pervertit de oameni. În toată această lucrare a Lui Hristos, putem vedea, dragii mei, că noi ne poziționăm de cele mai multe ori față de Hristos ca dușmani sau prieteni în funcție de interesul pe care îl avem. Și ca să fac și mai clare lucrurile, Domnul Hristos însuși spunea ucenicilor în Ioan 15, voi sunteți prietenii mei, 15 cu 14. C. Dacă este condiționat, faceți ce vă poruncesc eu. Asta este definiția prieteniei cu Hristos. Restul sunt povești. Pot să fie frumos, argumentate, pot să, putem să avem tot felul de argumente create de mine, de nevoastră, cu articole, cu tot. Dar dacă nu faci ceea ce spune Dumnezeu, dacă nu faci ceea ce spune Hristos, ceea ce îți poruncește, n-ai cum să te numești prietenul Lui. Poți să fii, dar nu mai avem curajul ăsta să ne asumăm. Ca marele închizitor, noi am stabilit, vrem să schimbăm. Și pentru asta, toată aprecierea pentru cei care își asumă. Dar avem fie varianta fariseică, în care încercăm să adăugăm reguli peste reguli, Orice altă în care desfințăm tot ce putem până când ne rămâne un Isus din ăsta decupat în vari forme și în vari modele. Cu toate acestea, Isus Hristos nu poate fi decât unul singur. Nu poate fi împărțit în mii de bucățele și creat așa cum ne place nouă. Și în cartea Apocalipsei este prezentat un model al lui Hristos, care este miel și leu. Este mielul lui Dumnezeu de jertfă, care a venit să moară pentru mine și pentru tine. Și este leul din seminția lui David, simbolul dreptății, al puterii și al autorității. Nimeni nu poate să iasă de aici și să reinventeze pe Hristos, să rămână doar cu o parte a Lui, ci poate doar să-l ia așa cum este, spre mântuire și spre viața veșnică? Sau poate să aibă marea surpriză în ziua judecății, să pună întrebări, Doamne, dar n-am făcut noi minuni, am scos draci, am făcut lucrare misionară, am făcut o grămadă de lucruri. Și nu e nimic mai trist și mai dramatic decât să spună Hristos, nu te cunosc. Sunt nicio formă, nu te cunosc. Poate că unii dintre noi mai credem că suntem prietenii lui. Eu azi zice să ne mai gândim dacă suntem prieteni sau dușmani. Pentru că nuanțele nu sunt foarte contrastante, ci sunt oarecum cromatici așa. Însă te duc de la cele mai pure până la cele mai întunecate. Însă nu poți să fii și prietenul Lui Hristos și dușman în același timp. Nu poți să fii și ucenic și drac. Nu poți să uh, spui că îți slujești pe Dumnezeu și să slujești interesele tale. Asta este cât se poate declar. Și Dumnezeu să ne ferească de această miopie și de această manieră de a gândi distorsionat. Măcar atât să ne asumăm dacă suntem dușmani sau prieteni lui Hristos. Răspunsul îl dăm fiecare, nu trebuie să îl dăm acum, prin ceea ce facem, prin ceea ce spunem, prin ceea ce suntem. Însă, pe mine m-a făcut foarte mult să gândesc ceea ce scrie cuvântul lui Dumnezeu aici, mai ales că Ioan trăia într-o epocă în care lupii răpitori au început deja să intre în Biserica lui Dumnezeu și au început să strice Biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să alegem dacă vrem să fim dușmanii lui Hristos sau prietenii lui și să nu ne mai mințim, ca să nu fim nefericiți și viața asta și cea viitoare. Pentru că zicea un frate în vârstă când predica, fraților, nu vă mai mințiți, că dacă o scăldați cu Dumnezeu, nu o să fiți fericiți nici în viața asta, nici în cea viitoare. Pentru că nu te poți bucura nici de plăcerile de o clipă ale păcatului și de ce îți oferă păcatul, nici de ceea ce vrea, îți oferă Dumnezeu. De viața veșnică nici, ta, nici așa. Și spunea, lumea asta nu e a mea, pentru cei care e, se scaldă în compromis, cealaltă nici așa. Așa că e, aș dori ca în lumina Cuvântului Lui Dumnezeu, fiecare dintre noi să vedem dacă suntem e, slujitori ai Lui Dumnezeu sau dacă suntem doar niște oameni care mimează lucrul acesta, dacă suntem prieteni sau dușmani. Oricum, Dumnezeu nu poate fi păcălit, așa că e, mai rămâne doar varianta să ne păcălim singuri și să ne întâlnim cu imaginea adevărată când este prea târziu. Amen!